de asemenea misiunea în România se poate face pentru că ai o inimă care e plină de realitatea celor din jur, nu de a ta. Anume că lipsurile lor sunt mai mari decât ale tale. Și da, uneori nu există susținere financiară. Deci testul este acela că va trebui să mergi înainte cu ce crezi. Pentru că există Dumnezeu, El totdeauna o să aibă grijă ca să ai suficient. Însă, cred că este un sezon în care ești testat. Este un sezon în care stai prin credința ta, punând pe El prima dată, întâi împărăția și apoi celelalte. Și cred că este apoi alt sezon al abundenței, unde El recuperează, adică Dumnezeu recuperează tot ce tu ai neglijat, pentru că este scris, dacă lași mamă, tată, casă, El îți dă aici pe pământ altele. Deci El este credincios să răzbune acel timp de lipsă, de testare. Eu cred asta. El va veni să completeze. El știe că pentru toate este un cost. El ne-a creat cu un stomac, ne-a creat cu nevoi fizice, mentale, care toate în lumea noastră se traduc în bani. Dacă vrei să faci misiune, acești bani nu îți vin de la cei care nu au, ca să spunem în alt fel. Cei care nu au așteaptă să dai, nu să ceri. Dar Dumnezeu este interesat să fie credincios, să-ți arate mâna Lui, puterea Lui și cum poate El conecta și face lucruri să se întâmple. Îți arată minuni prin faptul că poți să stai cu atât de puțin încât nu credeai. Îți arată minuni prin faptul că poți să slujești din puținul tău pe care îl mulțește. Și prin faptul că, deși poate ai puțin fizic, ai mai mult din altceva. Și aici vine adevărata descoperire, că în misiune, unul are mai mult din ceva și completează, altul are mai mult din altceva și completează, dacă unul are bani, completează cu bani, crezând și investind și în celălalt. Și în primul rând investind în ce vede din Dumnezeu în celălalt. Da, misiunea înseamnă să ai o cunoștință despre faptul că suntem un trup, suntem angrenați împreună, într-un mod global și particular, că nu poți fi egocentrat în lucrarea asta sau egoist și că zelul nu înseamnă singurătate și izolare, ci înseamnă să înveți să lucrezi în echipă. Înseamnă să înveți să prețuiești pe omul acela care slujește, la fel de mult ca pe omul acela căruia îi slujești. Cel care slujește de lângă tine este foarte important, pentru că el este echipa ta. El este completarea ta. El este arătarea acelei părți din Dumnezeu care lui i-a fost dată special pentru ca să te completeze sau să completeze pe ceilalți. Un om poate schimba un loc și mai mulți oameni împreună pot, într-adevăr, face o cultură să se nască. Condiția este să cunoști pe celălalt, să recunoști în el ce are și să nu fii egoist. În momentul în care ești egoist, ești separat. Ești separat și în separare nu se poate lucra. Modul în care ești concentrat, te vezi tu în lucrare, iarăși ești separat. Misiunea nu dă loc pentru așa ceva și nici nu ar trebui.